domnul George Ardeleanu pentru această consistentă, profundă dezvoltare a temei suferinței. Sunt învăit, într-adevăr, cu ceea ce spune că într-un fel se aseamănă cu Paul Claudel, care spune că Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume nu ca să înlăture suferința și nici o explice, și a venit să pună suferința de prezența lui Dumnezeu. Aici este vorba de utilizarea supranaturală a suferinței. Așa cum spuneam, noi l-am cunoscut pe Nicolae Ștancea prin părintele de atunci, studentul Mihai Mila, care apare cu sare, s-a publicat cu sare într-un Steinhardt, apare într-un sare de urmărire de mai multe ori, nu știam atunci prea multe. Ceea ce putem spune este că părintele Mihai Mila, pe lângă faptul de fost ucenic la Luchia, și cred că Nicolae Ștancea, dintre tinerii pe care a cunoscut față de părintele Mihai Mila, a avut așa o dragoste deosebită și o prețuire deosebită, încredințându-l unul din exemplarele, de fapt, nu știu ar putea de exemplare de al Jurnalului Fericirii, dar oricum un exemplar al Jurnalului Fericirii a fost prezbuit de Părintele Mila la Casa Părintească din Câmpenii Muzeului. Ne bucurăm și rugăm în această seară. Îi mulțumim că de fiecare dată a fost prezent la aceste semn și vă rugăm să ne împărtășească această experiență întâlnirii cu Părintele.